Mi-ați promis că o să-mi aduceți o pacientă în moarte cerebrală. Ori fata asta este vie, s-a trezit și m-a prins de mână. Din episoadele anterioare. Ajutați-mă. Vedeți? V-am spus. Ali a recurs la un gest de înfiorătoare cruzime. Ce spuneai? Madalin, ce ai de gând să faci? Mă, de la roi foc, nu plecă, mă. Dar zile tot. Ce zile tu? Nevrând să spună cine l-a trimis să fure mireasa, capul mamironilor a fost confruntat cu mai vechiul său dușman. O să te pupe sau o să te buște? Hai să vedem ce... Nu-mi tai! Nu! N-ai un biscuit de bobiță? Mă, ai balonat bobiță? Plec! Nu! Nu! Să mor eu, spun tot! Apoi, el și Tauru au fost predați organelor abilitate și, pentru că au făcut pe nebunii, vor ajunge deocamdată după gratii. Înțeleg! Mă înțelegi, Lic! Sunteți în arest de câteva minute și ați înnebunit. Nu e! E apocalipsa! Trăim vremurile de-apoi. E plin de păduri. Unde e Tania? Mi-a transmis că nu mai vrea să aibă de-a face nici cu tine, nici cu mine. Daniel trăiește cu convingerea că a avut relații intime cu propria ei soră. Pe de altă parte, deși îi pare rău să-și vadă fiul consumându-se, Damian e decis să nu-i spună acestuia adevărul. Tania e ca și moartă pentru tine. Trebuie să înțelegi asta. Sorin și Madalin au aflat în cele din urmă unde este ținută Natalia. Ajunși acolo, cei doi frați au fost însă întâmpinați de Ali. Bună, Madalin, lasă arma. Ajungeți într-o clipă la Allah. Acum Zuleia a fost pusă să aleagă care dintre ei va rămâne în viață. Unul ți-a fost iubit, pasiune mare, știu. Celălalt ți-e fiu. Două feluri diferite de a iubi. Rămâi alături de noi. În câteva momente, ultimul episod al sezonului 7 din Iubiri Secrete vine cu un spectaculos deznodământ. Nu, nu faci asta, te rog! Iani și Tauru au făcut tot posibilul să demonstreze că nu sunt în deplinătatea facultăților mentale. Genialul plan i-a trimis direct în închisoare. Auzi, bă, că ăștia nebunci că iau și pensii. Mari? Păi mari, bre, dar și mă gândeam, acum, dacă e și mata pensie, îmi dai și mie ceva de acolo, nu? De ce să-ți dau din pensia mea? Tu nu ai și tu pensia ta de nebun? Am eu pensie, bre, de nebun. Da, tu... Dar e o problemă, te strică fața. Tu nu ai o privire de om nebun. Ai o privire mai degrabă de om sărac, de om frustrat, de om pămpălău. Privirea ta trebuie să fie mai dură. Să fii un nebun adevărat. Cum vrei, mai? Mai dură. Așa? Schimbă ceva la ea. E, grui, trist, neu. Trâmbă-te. Ești prost. Și dacă ești prost, nu e altul mai prost decât tine. Prostule care ești prost. Că ce vrei, ești prost și nu e altul mai prost decât tine. N-are nimica! Ne uităm la televizor și facem exact ce fac și ea de la televizor. Pentru că aia care apar la televizor, întotdeauna aia care apar la televizor, sunt mai mult de jumătate nebun dintre ei. Televizor? Chiar dacă nu avem televizor, ne imaginăm că ești la televizor. Îți fac un cadru, o închenar și te pun să prezint știri meteo. Îți dau niște tocuri în picioare, o fustă mini și asta e. Te bani, te pun să prezint meto. Ce e greu, ce e? Ce vrei? Mă uitam unde să dorm. Te uitai unde să dorm, nici bine n-a venit cine vrei să ne-ai paturile? Vă fac cunoștință, ăsta e suferință și ăsta e durere. Taure! Te rog frumos! Din
tot sufletul meu de copil, fă-i tu cunoștință cu suferință și cu durere. Să-i zic, bre, să-i fac un semn, să-i fac ceva, să-i zic de... Când? Cum a învățat tataie mi, bre, ăsta, Pardalian. Care-i Pardalian, mă? Zici și Cărbușu? Da, bă, Cărbușu. Cărbușu, e tata Cărbușu. O să dorm aici, eu. Alegeți-vă voi patul. Ai, bre, văzut cum ai zis. Alegeți patul. Alegeți patul. Sorin tocmai a fost trădat de propria-i mamă. Dar mai grav este că fratele său e acum în pericol de a-și pierde viața. Hai, Zuleia, hai, Zuleia, ce tot îți zici atâta? Fiul sau iubitul, hai că nu e așa de greu, hai odată! Nu-l asculta! Soțul tău e un criminal! Da, sunt un criminal! Alege, Sonia sau unul dintre cei doi, hai! Împușcă-l pe el! El trebuie să moară, trage! Nu! Nu! Nu, mamă! Ești mulțumit? Încă nu sunt mulțumit. Uite, m-ai pus să aleg între fiul meu și Madalina. L-am ales pe fiul meu și l-am împușcat pe Madalina. Ce mai vrei? Împușcă-l, mamă! Trebuie să moară! Și ajută-mă pe mine! Ajută-mă! Madalina e mortă! Te rog, ajută-mă să o găsesc pe Natalia! Uite-te la mine, Zuleia! Cui ești tu credincioasă? Mie, care ți-am salvat viața, sau ăstora din România, care nu dau o ceapă de gerată pe tine? Ajunge! Ajunge, Ali! Ți-am demonstrat că sunt fidelă! Ajunge! Fă dreptate! Fă dreptate, mamă! Fă dreptate și împușcă-l odată! Ucide-l. Poftim. Nu. De ce? Pentru că așa vreau eu. Așa ți ordon eu. Dacă nu, Sunia și bastardul ei mor. Uite-te în ochii mei. Doar nu ești în stare să-ți omori copilul. Nu e copilul tău. E copilul lui Damian. Dușmanul tău cel mai mare, al meu, al nostru. Te-a batjocorit? Trage! Trage odată! Trage! Nu! Nu! Damian a știut să-l facă pe Pardalian să spună tot ce știe. Acum însă are nevoie de un ajutor de încredere pentru a putea pătrunde în vila lui Ali. Mulțumesc că ai venit, fiule. Ce vrei? Ce vreau? Avem o problemă. Ce problemă de data asta? Ce problemă? Sorin în casa arabului. Crede că Natalia a fost zăbită de arab. E singur? Nu, e cu Mădălin. Ia uți, s-a rezolvat problema atunci. Dacă e cu Mădălin, înseamnă că vor rezolva problemele, pentru că Mădălin este șmecher. Și le face pe toate. Wow! Nu-mi imagineam că ești atât de laș. Și de ce sunt laș? Nu sunt ei frați acolo, amândoi? M-a chemat pe mine Sorin să salvez? Nu l-a chemat pe Mădălin să se descurce. N-a chemat pe nimeni. Dar Mădălin, când ți-a salvat viața, cum a fost? Și ficatul meu pe cine a salvat? Pe cine a salvat ficatul tău? Asta îmi demonstrează faptul că ești un om de nimic. Du-te și linge-ți rănile ca o fetiță bleagă. Daniele, acum ai o posibilitate să demonstrezi ceva. Vrei? Bine. Nu vrei? Asta e. Ali dă dovadă de o cruzime diabolică. Soțul și stăpânul tău ți-a dat un ordin. Împlinește-ți datoria de soție și credincioasă. Împușcă-l! E băiatul meu. Mamă, uite-te în inima ta și vezi ce-ți spune. Sunt sânge din sângele tău, n-ai cum să mă omori! Împușcă-l! Ce se întâmplă aici? Ce cauți aici? S-a spus să stai în camera ta! Am înțeles. Nu! Fatima! Avem de vorbit! Murad, ieși afară! Ieși afară! Închide ușa! Nu te apropia! Lasă arma jos!
De ce să-l las jos? Mi-ai cerut să aleg și am ales. Las-o jos. Nu. Am ales ca totul să se termine în singurul mod în care se poate termina. Nu, Sorin. E mai bine așa. Mamă. Ai nebunit. Da. Am înnebunit. Asta se întâmplă cu o mamă care îi cer să-și omoare copilul. Nu! Totul se va termina acum. Natalia a supraviețuit ca prin miracol, dar imediat ce au aflat de intențiile lui Sorin de a o salva, oamenii lui Ali au transportat-o pe fată în camera unde se află Larisa. Sunt... Larisa? Tu ești... Larisa, Larisa, mă auzi? Larisa, Larisa, e caldă, asta înseamnă că încă trăiește. Larisa, Larisa, trezește-te. Unde suntem? Asta nu e un spital, Larisa, trezește-te! O să mă duc, să caut pe cineva. Și o să vin după tine, nu te las aici, îți promit. Decizia Zuleei de a-și curma zilele îl pune în dificultate pe Ali. Zule, lasă pistolul jos, să discutăm. Ce mai avem de discutat? Tu ai ales să mă forțezi să-mi omor copilul. A fost un test de devotament. M-am săturat de testele tale. Cine era cu tine când te ascundeai pentru că vreau americanii să te omoare? Ajunge, gata. Nu, să afle toată lumea. Cine era cu tine în deșert și te-a salvat de la moarte când beduinii au vrut să te decapiteze? Ajunge! Dă-mi pistolul! Da? Asta sunt eu pentru tine? O sclavă? Eu sunt Zuleea bin Jabbar și nu sunt sclava nimănui! Zuleea, îți jur pe Coran, nimeni nu o să pățească nimic. Nu te cred. Nu te mai cred. Ce faci? Mor, nenorocito! M-a omorât! Gata. Este momentul ca să se termine totul acum și aici. Nu, nu. Ai jurat pe Coran. Dacă lăsai jos pistolul, dar tu ai continuat să mă sfidezi. Așa că acum băiatul tău va plăti pentru asta. Mai devreme, numele lui Pardalian a avut un efect tranquilizant asupra voinicului coleg de celulă al mamironilor. Cei doi presupuși nebuni își pot continua planurile nestingheriți. S-au de zgomot, s-au pași. Vin ăștia! Și ce vrei? Intrați în rol, fă pe nebunul! Pe nebunul? Dă-te cu capul, doamne! Stică patul, stică patul! Oameni meu, dar ce aveți? Iar nu știu ce să zic. Eram convins că joc pe teatru. Bă, dar ți-a dat în boala copiilor. Cine ai bapit? Ce-am zis, bă? Calm, calm. Vezi că este adus. A fi! Sau a nu fi! Ce-i mamă? Dai, mamă! Bunică, mamă, jos! Stai, mamă, jos, mamă, stai! Hai, ce-i mamă cu tine? Ai dat în bolă copilul, mamă, spun. Ia, întreabă-l pe comisar. Tu e zâna bună? Ce i-ați făcut vrei aici? I-a făcut doctorii șocuri de alea că le bagă la curent? Mamă, spune lui mamă, tăceai, mamă, nu mă băga în boală. Zâna bună, da, tu poți veni la noi aici, la castel, și poți să trăi cu noi. Adică să vin la buleu eu? Ești binevenită. Mă rog, dar acum, în situația asta, ce aveți de gând? Păi, ce să mai... Să-i ducă la nebun? Să-i păi, ducă. Ce să avem de gând? Să-i vindecăm, nu-i normal? Nu. Ca să nu dea foc la casă. Păi ce-i ducem în casă pe ăștia? Semnăm și actele, facem tot, punem degetul, urma să se vindice. Eu semnesc cu amândouă mâinile. Perfect.
Ia-ți la revedere de la fiul tău. Omoară-mă pe mine. Lasă-l pe Sorin să trăiască. Trage. Dar ai face bine să mă nimerești direct între ochi. Altfel te voi căuta și te voi omorâ chiar eu! Trage! Cer iertare, fiule. Te rog, iartă-mă. Trădarea se pedepsește, Zuleia. Nu te-am trădat. Dar dacă tu crezi asta, omoară-mă pe mine. Tu? Salam alecum, fraiere. Lasă pistolul jos. Să nu speli creierii de pe pereți. Sorin, ești bine? Da, tata, sunt bine. Dar Mădălin e mort. L-ai împușcat pe ăsta? Mi-ai luat una din bucuriile vieții mie? Îmi pare rău, Zuleia l-a împușcat. Tu? Bravo, nu mă așteptam la asta de la tine. Sorin, ajută-mă să luau pe Mădălin. E simt pulsul. Haide, ajută-mă. Ajută-mă. N-a murit? Ăsta chiar are nouă vieți? Pisoiul ăsta? Cu ăsta ce facem, tată? Fă ce vrei, dar vezi că vin maimuțele lui. Hai, mamă, să plecăm de aici. Nu. Poftim? Nu pot pleca de aici. Chiar dacă soțul meu mă consideră o trădătoare. Faci cum vrei. Nu e prea plăcut să vii de cealaltă parte a armei, nu? Am să te las să trăiești ca să ții minte în fiecare zi că datorită mie trăiești. Și că pot să te omor când vreau eu. Aflată încă sub efectul anestezicelor și grav rănită, Natalia rătăcește pe holurile vilei lui Ali. Oare va fi descoperită la timp de cei veniți să o salveze? Doamne, ce-i locul ăsta? Nu e un spital. Nu e o pușcărie. Trezește-te! Unde suntem? Ajutor! Să mă salveze cineva! Ajutor! Salvându-și tatăl și frații, Daniel a dat dovadă de un nebănuit altruism. Faptul că a preluat controlul asupra situației le-a permis acestora să se retragă în siguranță. Vrei mă răpali? Nu. De ce? Asta era singura șansă, poate. Nu mi-ai zis tu că nu e așa simplu să-l omor fără să fie consecințe? Ups! Și brusc ai început să mă asculți, a? E pentru prima dată. Deci ce facem? Discutăm, ne luptăm sau plecăm odată acasă? Plecăm, Sorin, în casa asta suntem ținte sigure. Hai să mergem. Mai stați câteva secunde. Ah, eu nu-l căr până în orășitul ăsta. Nu te cere nimeni. Sorin, ajută-mă să îl duc pe Mădălin. Hai, Mădălin. Ați auzit? Ce? Ce, mă? Mi s-a părut că aud pe Natalia că mă strigă. Vai. Uite, ești nebun? Tată, eu de-aia am venit aici, să o caut pe ea, altfel am venit degeaba. Frate, nu fi nebun, e sureșitat, ți se pare. Eu n-am auzit nimic, tata n-a auzit nimic. Taci. No, hai să plecăm, evident că n-am auzit nimic. Ok, eu mă duc să o caut și voi scoateți pe Mădălin de aici. Sorin. Sorin, ce s-a întâmplat? Ești pe mâini bune. Mădălin, zrivi. Poți să mergi? Mamă, mamă, îl urăsc pe ăsta, dar mie să-l omor în bătaie. Dacă scap de aici, jur că asta o să fac. Dane, du-te de pe frate tu. Te descurci pe ăsta? Și să-l întoarceți amândoi, da. Poți să mergi când poți să car. O să încerc, tata, o să încerc. Îți mulțumesc. Te-mi duce. Că te-ai întors după mine. Natalia nu știe ce s-a petrecut cu ea în ultimele ore și nici unde se află. Instinctul însă îi ordonă să nu se oprească. Ajutor! Să mă ajute cineva! Iubita mea! Ajutor! Scoate-mă de aici! Gata, hai să mergem. Nimeni, nimeni nu iese de aici.
Iani și Tauru au fost atât de convingători în rolul de tulburați mental, încât în loc să fie trimiși acasă, s-au trezit la Balamuc. Mamă, ce gratia ăștia, bre, cât de groase, mai rău ca la pușcărie. Păi pentru nebun, gati pentru nebun. Dar stai așa, că-i chem eu pe ăștia. Vreme frică, nu-i chema. Te-i chem pe ăștia. Să ne dea drum. Ah, doriți ceva? Salut! Da, am dorit să plecăm acasă. Da. De ce? Pentru că locul nostru nu este aici. Asta o spun toți înainte să bagi pe tratament. Să mor tu! Să mor în familia mea, dacă nu dai drumul să plec, dar eu vă te iau în karate! Tu ce zici că ești Gargamel și tu mânca, zici că ești... A, ok, sunteți violenți, am înțeles atunci. Nu, suntem așa facil mai... Suntem violenți de calce suntem, vă iau în karate! Dar nici după tratamentul... Pe tine te papă nu-ți crește părul până la... Măiculiță, ăsta-i Chichichan și ăla-i la Arnold, ăsta-mi ia în karate. Nu, că noi suntem cuminți, vreau decât să plecăm acasă. Da. Dacă vreți să ne legați, legați-ne mai repede. Așa, leagă-l și pe ăsta. Da. Să mă rămâne la grupul ăla așa. Dacă nu le spui la gorilele astea să ne dea drumul, te iau în karate. Fraiere, că sparg. Mama. Te papă, nu-ți crede părul. Am înțeles, vă las să vă liniștiți. Băiatul meu. Băiatul meu, nu mai mă strânge așa. Dă-mi drum. Dă-mi drum. Lasă-ne să plecăm și totul va fi bine. Voi doi plecați, fata rămâne. Poate peste cadavrul meu. Asta se poate rezolva, nu-i așa, Murat? Dar ce treabă ai tu cu Natalia? Nu e treaba ta. Fata rămâne, voi trăiți. Jur pe Allah. Sunt mortul. Jur pe Allah, hă? Ce zice Soine, să-l credem? Eu zic mai bine să facem o lecție de matematică, domnul Arab. Eu te-ai sfătuit să-l asus pe fratele meu, că el e deșteptul familiei. Eu... Aveți un minut să plecați de aici și să nu vă mai întoarceți niciodată. Eu cred că tu nu realizezi în ce postură ești. Să zicem că arabul tău, majordom, vă omoră pe unul dintre noi doi. După, va muri. Sper să apuc să trag și eu un foc. Iar după ce va muri, unul dintre noi doi îți va trage un gol direct în gât. Să nu mori. Să fii paralizat. Pentru că atunci când îți vom trage un glonț direct în ochi, să te poți bucura de eliberare. Stăpâne, lasă-mă să-i împuși pe amândoi. Aveți curaj, îmi place, dar sunteți pe terenul meu și nimeni nu iese viu de aici. Sorin, Daniel, lăsați pistoalele jos. Mamă! Tu ai nebunit? Ha? Vrei să nu omori arabul ăsta? Arabul ăsta nu trebuie să moară. Nu aici. Nu. Ajunge cu ghiciturile și cu vorbele astea de-mi doi peri. Daniel, Sorin, uitați-vă în ochii mei. Ascultați-mă, vă rog. Ce? Ce să ascult, mamă? Nenorocitul ăsta a răpit-o pe Natalia! De ce, mă? De ce? De ce? Am nevoie de inima Nataliei ca Larisa să trăiască. Nu, Daniel! Daniel, nu ți-o omoră tatăl! Chema salvarea! Chiamă salvarea! Sorin! Avertismentul Zuleei a venit o fracțiune de secundă prea târziu. Astfel, Daniel mai are o viață pe conștiință. De data aceasta, cea a propriului său tată. Ăsta este adevărul. Acum, poți face ce vrei. Ali este tatăl meu? Și nu te-ai gândit niciodată să-mi spui adevărul? Am aflat de curând. Damian știa că nu e tatăl meu. Și el a aflat-o de curând. Oricum nu ajuta pe nimeni. Ce era să fac? Să-l las pe Ali să-l omoare pe Sorin? Să-l las pe Ali să-l omoare pe singurul om care nu m-a trădat și nu m-a știrat niciodată? Nu, ai dreptate. Ali, în ultima vreme, de când era îndrăgostit de Larisa, parcă avea un vol pe ochi, nu m-a interesat de nimic și de nimeni. Îmi pare rău, dar am o veste proastă. Nu, a murit? Este în comă de gradul 4 și creierul a suferit leziuni majore. Allah! Nu-și va mai reveni niciodată. Moartea lui poate salva însă alte vieți. Adică?
Adică dumneavoastră, soția lui, sunteți cea care decideți dacă doriți să-i donați organele. Coran se spune că dacă îți dai viața pentru altcineva, e ca și cum ai salva lumea. Deci sunteți de acord? Da. În condițiile astea, să știți că inima lui și-a găsit deja un destinatar. Nu mă interesează. Ba, s-ar putea să vă intereseze. Cine? Larisa. Soția lui. Este compatibilă cu el și este și prima pe lista de așteptare. Allah, ai milă de noi. Au trecut câteva luni de la ultimele incidente și lucrurile au revenit la normal. Să fie însă doar o aparență. Bună ziua, tată! Ce faci, fiule? Ce cauți aici? Hai să râzi. Am stat eu așa și m-am gândit... Te-ai gândit, da? La ce te-ai gândit, tată? La o altă minciună sau la un plan diabolic cu care să mă mai manipulezi? Bă, dacă cum ți-a spălat zulea aia creierii, nu vine să cred. Nenorocit a fost, nenorocit a rămas. Face bine să tai din gură. Știi care e chestia, mă, Dane? Că tu nu ești în poziția în care să mă ameninți pe mine. Hai că îmi place. Îmi place că îți vine să râzi în situația asta. Scuze-mă, tată, iar foarte tare. Nu e amuzat, ai dreptate, dar... Na, te văd cu pistolul spre mine și m-am uitit de faza aia cu... Care fază? Cu bujie, dacă mai ți amintești tu. Când nu ai fost în stare să-l nimerești de la cât era, de la... Cât? Un metru? La un metru. Dar totuși, te-ai găsit tu acum să mă ameninți pe mine, nu? Pe mine? Hai sus. Hai, ridică-te și vină aici în locul meu. Dane, ce faci? Vreau să schimbăm rolurile, hai. Hai sus! Și treci acolo. Acolo unde stăteam așa sprijinit de zi. Dane? Cum stăteai tu ea? Ce arogant erai tu ea fiind. Dacă eu aș fi aflat că tu știi că nu ești fiul meu, primul gând care mi-ar fi trecut prin cap ar fi fost să o omor pe Zulea. Dar de ce pe Zulea? Pentru că dacă nu... Să nu mă enervez. Pentru că dacă nu ți-ar fi spus adevărul, tu nu ai fi aflat niciodată. Asta era problema ta, nu? Că tu în rest m-ai fi mințit în continuare. Da? Eu sunt tatăl tău. Pentru că eu te-am crescut. Tată, hai să spun eu de fapt cum văd eu situația asta. Spune-mi. Tu ai o problemă cu Ali. Iar eu, ca fiu recunoscător al tău, am să-ți fac o favoare. Am să-i trimit direct în iad lângă el ca să puteți să discutați voi treburile astea. Cum e, bine? Hai. Dane. Da, tată. Dumnezeu să te ierte. Daniel, nu! Tania, ce cauți tu aici? Am venit pentru că... Pentru Damian... că? Damian m-a sunat să-mi spună că nu ești fratele meu. Poftim? Daniel, te rog, iartă-l pentru tot ce ți-a făcut. E tatăl meu. Nu. Nu pot. N-am cum să-l iert. M-ai mințit toată viața. M-ai manipulat toată viața. Ți-ai bătut joc de mine și m-ai folosit toată viața, tată. Dacă m-ai iubit măcar un pic, tot timpul ăsta, te rog, lasă-l să plece. Trebuie să plătesc. Plătește deja, Daniel. Pe tine nu te mai are. Eu, deși sunt fiica lui, nu vreau să știu nimic de el. E deja singur. Nu suferă destul. Nu, nu! Hai, Daniel. Lasă-mă. Așteaptă. Ce s-a întâmplat? Ți-am spus să mă lași. De ce? De ce?
De ce? Vrei să spun de ce? Pentru că eu nu sunt capabil, Tania, să iubesc. Da? Eu sunt capabil doar să urăsc. Ian și Tauru au avut destul timp să regrete ideea de a-i convinge pe medici că sunt nebuni. Se pare că mult mai greu le-a fost să demonstreze contrariul. Tu, mamă, care ți-ai crescut copiii singur, mamă, te-ai chinuit cu copiii tăi singur pe drumuri, mamă! Ajută-mă să iei de aici de la nebun, că nebunesc cu nebunii, mamă! Ajută-mă, mamă, că nu mai pot, nu mai supor, mamă! Mamă, care m-ai făcut? Bunico! Bunico! Ce cu voi, papagalilor? Așa de repede, Doamne! Așa de repede! Ce faceți voi? Trebuie să facem, ne jucăm. Vă rugăți? Ne jucăm, e frumos, ne simțim bine. Aici vă place aici? Mamă, te rog frumos, scoate-mă de aici că nu mai suport. Mamă, nu mai suport, să-mi cadă părul dacă te vii cu ceva, dacă mai suport. Uite, mamă, că eu m-am gândit și cu Eugen și Eugen a avut o idee extraordinară cum să vă scoate unui vici. Adică... Pe amândoi. Cum? Trebuie să mergi să vă duceți la mănăstire. Auzi, mă, mică, vă, da, eu nu vreau să plec. Da, eu nu vreau să plec, mie-mi place aici. Uite, mă, ce ți-ai mai copii, la mănăstire... Nu pleci, ce ți-ai place tot aici. La mănăstire veți fi la fel ca aici, doar că nu o să fie atmosfera de aici. O să fie altceva cu Dumnezeu. Cu brazi, colo, cu râuri. Haideți, nu vă prostiți. Unde loc de lumină și verde atât, dar auzi, tata Popa are și idei. Și adică trebuie să ne călugărim, nu? Da, mergeți și vă călugăriți, mamă. Vreți la călugărie sau la balamuc? Alegeți. Haideți. Da, 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 gândiți-vă repede că eu cu Eugen am plecat. Da, 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 nu plec. Grea alegere. Las! Vă place aici. Hai, stai acum. Nu că venim și noi, stai, ne găsiți afară. Da, bă. Hai, la balamuc sau la mărăstic? Da, hotărât. Întâmplările prin care au trecut i-a apropiat și mai mult pe Sorin și Natalia. Se pare că tânărul a lăsat în urmă, odată cu amintirile triste, și pasiunea lui pentru Larisa. La mulți ani, iubita mea. La mulți ani, iubita. Nu-mi vine să cred că deja avem 3 luni de la nunta noastră. Da, iubita, au trecut 3 luni de când te-am salvat din mâinile norocitului care te-a răpit. Nu mai spune nimic despre el. Vreau să uit tot ce e rău. Important e că noi doi suntem împreună. Așa, te iubesc mult, iubita. Bravo, nouă nedastor. Păi cum sunt? Servește-te. La mulți ani. La mulți ani, mami. Surpriză! Andrei, Ioana, ce fericire, v-ați întors acasă. Da, ne-am întors să vedem ce face, să facem o surpriză. Și trebuie să vă mai spunem ceva. La aeroport am găsit pe cineva care vrea să vă salute. Zuleia pare să nu regrete foarte tare dispariția soțului ei. Ceea ce o îngrijorează acum este că încă nu știe care îi va fi noul statut în organizație. Unde e ceaiul? Du-te și fă-ți dacă vrei să bei. Cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Nu este până mea. Tu uiți că ești în România. Și oricând te pot da afară din casă cap în căină. Și de ce mă faci? Poate că am să o fac. Atunci când te vei aștepta mai puțin, o să fii dat afară în stradă, fără nimic. Și tu nenorocită. Da. Dar sunt o nenorocită care știe foarte bine că ai vrut să o omori. De ce mai sunteți aici? Cum îndrăznesc să-mi vorbești așa? Hmm? Tu zici că ești în casa mea și eu sunt prima soție a lui Ali. Așa că ai grijă cum îmi vorbești. Eu am inima lui Ali și atâta timp cât eu voi trăi, eu voi fi prima soție a lui Ali. Ați înțeles? Poftim. Murad? Imamul Salah a hotărât că atâta timp cât inima viteazului Ali bate în pieptul Larisei, ea va fi prima lui soție. Hmm. Numele meu de acum încolo va fi Hadija.
Ți-ai luat și numele primei soții a profetului. Mă acceptați ca prima soție a lui Salah bin Jabbar? Da. Foarte bine. Atunci plecați cu toții. Lăsați-mă în pace. Putere, avere. Un singur lucru mai lipsește. Ce voi avea? Nu contează pe cine voi distruge. Îl voi avea pe Sorin. Madeline este surprins să o vadă pe cea care i-a zdrobit inima. Nu. Nu poate să fie adevărat. Ba da, Madeline. E adevărat. Am mințit ca să nu-ți fac Ali nimic. E chiar copilul tău. N-am încetat niciodată să te iubesc. Oare va reuși Tania vreodată să-l facă pe Daniel să cunoască cel mai frumos sentiment din lume? Iubirea e întotdeauna mai puternică decât ura. După toate aparențele, Pardalian s-a cumințit și stă mai mult pe acasă. Acum, Cometa are pentru el o surpriză. Fă, Cometa, de ce faci tocurul? Ce fac? Nu vii ce fac? Sunt romantică. Romantică, fă? Cu lumânări de mort? Păi dea că vorbesc cu mămica, o chem ca să ne dea poveste, să ne sfătuiască ce să face, să face rus de bani. Aude-te fără Pardalian și vorbește, faci și dă-ne un sfat să văd că suntem lipiți pământul. Vorbește și tu că ai supărat-o de tot în viață. Hai, fa, mămica, vorbește și cu Pardalian. Mămica, te rog să mă ierți, dar dacă e vorba de bani, fă tot ce știi să vină să curgă banul. Haide, fă. Vedele meu, vreau să mă zuri brindezi. Danzați, brindezele meu, danzați, haideți. Vă rog, danzați. Pacea a revenit și în modestul harem al lui Radu, iar tânărul este mulțumit deocamdată cu ce are. Hai. Ele sunt brindezele meu. Dă-mi-le o tură și-ți fac un dans. Doar dacă porți sutienul la mișto și mă las să te filmez. De voie de nevoie, Iani și Tauru au pornit-o pe calea cu cerniciei. Să-și fi găsit cei doi mamironi în sfârșit pacea sufletească? Mai cu talent, tăicuțule, mai cu talent. Cum așa? Mai cu talent. Cum re așa? Așa? Mai cu talent. Așa, cum așa? Mai! Așa? Mai! Cum re așa? Nu așa, n-aș avea parte de tine, băgate și spitaluți. Bre, nu mai apucături de-astea, bre, ne-am călugărit, bre, acum. Și chiar, bre, că dacă acum ne-am călugărit, îți dai seama că nu o să mai avem nicio femeie? Ne-am făcut-o cu mâna noastră, bre, să mor eu, să mor eu. Cu mâna noastră? Da. Și ai dreptate, tăicuțule. Nu o să mai avem nicio femeie acum, dar o călugărită. I say you spray just to make it today. I got to pray. Destinul i-a adus din nou pe Sunia și Madeline împreună. Mai există un mic secret pe care sunt gata să-l împărtășească celor dragi. Ai reușit să mă faci cel mai fericit. Și noi două suntem la fel de fericite. Adică o să avem o fetiță? Da. Binele a triumfat încă o dată, iar iubirea și-a deschis calea către inimile tuturor. Iubito, vreau să-mi faci un băiețel cât de curând posibil. Am
sfârșit, toată familia e reunită, așa cum ar trebui să fie. Amin. Aici se încheie extraordinarele aventuri ale familiei Mariș. Noi le urăm să fie fericiți până la adânci bătrâneți. Mi-ați promis că o să-mi aduceți o pacientă în moarte cerebrală. Ori fata asta este vie, s-a trezit și m-a prins de mână. Din episoadele anterioare. Ajutați-mă. Vedeți? V-am spus. Ali a recurs la un gest de înfiorătoare cruzime. Ce spuneai? Madalin, ce ai de gând să faci? Mă, de la ora-i foc, nu plecă, mă. Dar zile toată. Ce zile tu? Nevrând să spună cine l-a trimis să fure mirea sa, capul mamironilor a fost confruntat cu mai vechiul său dușman. O să te pupe sau să te buște? Hai să vedem ce... Nu-mi tai! Nu! N-ai un biscuit de bobiță? Mă, ai balonat bobiță? Plec! Nu! Nu! Să mor eu, spun tot! Apoi, el și Tauru au fost predați organelor abilitate și, pentru că au făcut pe nebunii, vor ajunge deocamdată după gratii. Înțeleg! Mă înțelegi, Lic! Sunteți în arest de câteva minute și ați înnebunit. Nu e! E apocalipsa! Trăim vremurile de-apoi. E plin de păduri. Unde e Tania? Mi-a transmis că nu mai vrea să aibă de-a face nici cu tine, nici cu mine. Daniel trăiește cu convingerea că a avut relații intime cu propria ei soră. Pe de altă parte, deși îi pare rău să-și vadă fiul consumându-se, Damian e decis să nu-i spună acestuia adevărul. Tania e ca și moarte pentru tine. Trebuie să înțelegi asta. Sorin și Madalin au aflat în cele din urmă unde este ținută Natalia. Ajunși acolo, cei doi frați au fost însă întâmpinați de Ali. Bună, Madalin, lasă arma. Ajungeți într-o clipă la Allah. Acum Zuleia a fost pusă să aleagă care dintre ei va rămâne în viață. Unul ți-a fost iubit, pasiune mare, știu. Celălalt ți-e fiu. Două feluri diferite de a iubi. Rămâi alături de noi. În câteva momente, ultimul episod al sezonului 7 din Iubiri Secrete vine cu un spectaculos deznodământ. Nu, nu faci asta, te rog!